Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Ne aflăm astăzi la Cumpăna, o comună de care a auzit nu numai județul Constanța, dar și alte județe din toată țara. De ce? Pentru că aici un primar, în persoana doamnei Mariana Găju, care este astăzi alături de noi, muncește de aproape 20 de ani pentru a ridica această localitate de la stadiul de, eu știu, sat pe care nu-l cunoștea nimeni și în care nu se întâmpla nimic, până la o localitate în care se întâmplă lucruri care nici măcar nu se întâmplă în Constanța. Și vom vorbi despre toate acestea în minutele următoare. Bun găsit, doamna primar! În primul rând, zilele trecute s-a deschis Orășelul Copiilor. Este o premieră pentru Cumpăna, dar a fost un lucru bun și pentru oamenii din cartierele mărginașe ale Constanței, care s-au bucurat mai degrabă de faptul că la Cumpăna se face ceva în sensul ăsta, pentru că în cartierele lor, primăria Constanța, nu vreau să-i criticăm sau să vă punem cumva în antiteză, dar primăria Constanța nici măcar n-a pus luminițe pe străzile lor. Au venit la Cumpăna și s-au bucurat de un peisaj cu adevărat frumos de iarnă și de toate jocurile, de concertele, de evenimentele de aici. Aș vrea să vă întreb, de unde a pornit ideea asta de orășel al copiilor și, eu știu, până acum oamenii se duceau în Constanța. Cum de vreți să-i atrageți aici, la Cumpăna? Bună ziua și bine ați revenit în comuna noastră, dragă Cumpăna. Da, așa este, zilele trecute am deschis pentru prima dată și noi, în administrația publică locală, primăria și Consiliul Local, a adoptat hotărârea de organizare a acestui orășel al copiilor, la inițiativa primarului Mariana Găju, dar eu nu vreau să spun primarul, ci al copilului născut, crescut la Cumpăna, care își dorea ca și acasă la noi, să avem această atmosferă magică a Crăciunului, să se bucure copiii, pentru că, de fapt, pentru cine trăim noi, pentru cine muncim, pentru cine ne zbatem în fiecare clipă, fie pentru familia noastră mică acasă, ori pentru că eu răspund de destinele comunei Cumpăna de 19 ani de zile împreună cu o echipă, este firesc să avem curajul să facem și astfel de acțiuni. Chiar dacă eu știu, sunt convinsă, m-am obișnuit, criticile vor apărea și ele. Însă, așa cum în urmă cu 18 ani am inaugurat pentru prima dată tot pe această locație, deci stadionul din centrul comunei, ziua recoltei, rodul pământului, zilele recoltei la Cumpăna. Și la fel, deja tradiție acum. Acum e tradiție. Deci vă dați seama, noi, an de an, am învățat, an de an, am acumulat nu doar experiență, ci și logistica necesară pentru desfășurarea unui eveniment de anvergură la nivel național și internațional. Copiii și părinților vor avea parte de concerte, de evenimente în pentru acestea început, care îi bucură. Pentru început, noi am stabilit ca timp de o lună de zile aceste evenimente să fie cu spectacole dedicate copiilor, în primul rând, timp de 2 ore, de la ora 17 la ora 19 pentru copii. Spectacole prezentate de specialiști și nu doar de animatori, simpli animatori. Dar în același timp, în fiecare weekend, vineri, sâmbătă, duminică, deci, vom avea și un spectacol dedicat adulților, fie pentru cei născuți mai devreme, deci de muzică populară, de muzică de petrecere, dar și pentru tineri, pentru că eu tinerilor mă adresez. Cu tot sufletul vreau să animăm, să avem la noi acasă. Deja, eu de acum mi-am pregătit pentru la anul și am și anunțat public. Doamne, doar să, cine știe ce, să dispar după fața pământului și să nu organizăm împreună patinoarul. La anul, la Cumpăna, pe aceeași locație, vom avea lângă orășelul copiilor, lângă carusel, lângă tot ce înseamnă mașinile de tamponări și tot ce înseamnă acea magie de pe scena care se întâmplă în mijlocul stadionului, lângă brad, să avem patinoarul care să se adreseze tuturor locuitorilor. Ați spus dumneavoastră că au participat și s-au bucurat și locuitorii din localitățile limitrofe. La Constanța nu există așa ceva, cel puțin nu în cartierele mărginașe. Constanța a organizat în alte 4 locații și poate că una e să realizez pentru 18.000 de locuitori cât are comuna Cumpăna o singură locație și alta în alte 4 locații cât a realizat Constanța. Eu nu iau apărarea Constanței, însă îmi place să fiu corectă și să prezint realitatea. Ori acolo știu că s-au organizat în alte 4 locații. De unde cunosc acest lucru? Pentru faptul că eu am invitat
am invitat eu cu mai multă dotare logistică și a spus, ne pare rău, am semnat contractul cu primăria Constanța. Și deci de acolo știu că dumnealor organizează. Însă eu, pentru locuitorii comunei, e abia primul pas. E foarte puțin pe lângă ce mi-aș dori eu. La rândul meu, aici, ales, am familia. Deci eu nu sunt primar de weekend. Eu nu sunt primar venit de 2 ani, de 3 ani în Cumpăna și vreau și eu. Da? Eu, născută, crescută aici, alături de, repet, de oameni, consilieri locali, indiferent, pentru mine nu are importanță culoarea politică, Sfânta Sărbătoare a Crăciunului este pentru noi, dacă vreți, în suflet, în minte, o icoană a religiei și a ceea ce ne reprezintă pe noi ca români, ca și creștini ortodoxi. Indiferent unde s-ar afla românii pe globul pământesc, nu se poate să nu se gândească la bradul de Crăciun, la Moș Crăciun care vine și aduce un dar, indiferent, un pix, da? E oferit cu toată inima, cu tot sufletul. Tărămite să vezi luminițele care îți bucură sufletul, mintea, ochii, da? Indiferent să vezi, să asculți muzica, colindele noastre sublime de Crăciun, dar să simți mirosul cald al cozonacului, să vezi cum se duce mireasma în aer, fie de la ceai, fie de la ciocolată caldă, fie de la vin fiert. Asta se întâmplă pe stadionul din locație. Unde petrece sărbătorile în acest an? Acasă, întotdeauna. Acasă. Acasă la Cumpăna, pentru că noi avem deja o tradiție. Sfintele sărbători de Crăciun, în afara faptului că le organizează fiecare familie acasă, sunt 7.000 de locui, de case în comuna Cumpăna. Sunt, nu glumesc, sunt 15.424 de locuitori cu domiciliu stabil. Ieri, inspectorul de asistență de evidența persoanei îmi spunea acest lucru, pentru că am vrut să am eu ca și o prezentare, plus peste 2000 și de locuitori, care 365 de zile pe an locuiesc în Cumpăna. Aveți mai mulți locuitori decât un anumit oraș, nu-i dăm numere, din județul Constanța, sau alte localități mult mai mari din Constanța. Bineînțeles că da, bineînțeles că da, dar aceasta ne și obligă pe noi, administrația publică locală, pentru a realiza an de an, clipă de clipă, alte proiecte, dar cel mai mult în infrastructura mare. Și eu, care de-a lungul anilor, dar nu că am demonstrat-o eu, o demonstrează viața. Nu este posibil ca într-un mandat, sau chiar și două, să poți să realizezi ceea ce trebuie și ceea ce e necesar pentru dezvoltarea durabilă, mai ales a satului românesc. Cine spune că întreabă în lumea de ce s-au scris pe Facebook și așa mai departe, de ce se întâmplă chestii numai în campanie, numai în an electoral? Cine spune că o stradă se face numai în an electoral, că se bagă, eu știu, rețea de gaze, de canalizare, de apă, numai în an electoral, nu știe că în spate stau câțiva ani de proiecte. Un proiect care este acum, să zicem, pus în practică, a avut în spate cel puțin un an de studiu de fezabilitate, a avut în spate câteva luni bune, aproape un an de parte de licitație, nu mai zic de găsirea finanțării, licitație, găsirea constructorului, toate actele premergătoare, descărcarea de șantier și după aceea abia este pus în practică. Și atunci o rețea de apă, să zicem, pe o stradă sau asfaltarea pe o stradă nu durează numai acele 3 luni înainte de campanie, ci durează undeva la 2 ani, poate 3 ani și așa mai departe. Iar dacă depinzi cumva de toate chestiile astea și de alte companii, de compania de apă, de Raja, sau dacă depinzi de cei de la gaze și așa mai departe. Sau de compania națională de drumuri. Cu atât mai mult, toate aceste lucruri se întind pe niște ani buni. În momentul în care lumea vine și spune la Cumpăna se fac suficient de repede toate aceste lucruri, pentru că localitatea s-a extins cu repeziciune și au așa. Ce le răspundeți în momentul în care vă spun vreau stradă, m-am mutat acum și vreau acum strada făcută pe asfaltată prin fața porții mele? Ce le spuneți celor care vin cu asemenea lucruri și nu înțeleg tot ceea ce stă în spatele unei străzi? Deci, dumneavoastră, ați ilustrat foarte bine procesul de derulare a unui proiect. Însă, nu ați precizat un lucru. Ați uitat de acei contestatari de profesie care îți blochează proiectele prin contestațiile înaintate. Ați avut asemenea cazuri la Cumpăna? Am avut 3 cazuri în asemenea situație și vreau să vă spun că au blocat proiect de drumuri, 3 ani de zile prin contestații, proiect de centru de tineret, de asemenea alți 3 ani de zile. Am așteptat să găsesc altă sursă de finanțare în afară de fondurile europene care își încheiase exercițiul financiar 2007-2013
și am fost blocată. Și apoi, o grădiniță, grădinița cu program prelungit Sfânta Maria, este al treilea proiect, blocat tot de perioada îndelungată de evaluare, de avizare a proiectelor și după un an și jumătate de când constructorul și-a prezentat oferta, a spus, pardon, eu îmi retrag oferta, într-un an și jumătate a crescut prețul la materiale, a crescut prețul la manoperă, eu nu mai am capacitatea financiară de a putea implementa acest proiect. Ce se întâmplă cu aceste proiecte? Aceste proiecte au murit pur și simplu. Nu au murit pur și simplu. Am reluat, procedura de achiziție publică, am reluat încă o dată, deci licitație și tot, și abia după alt an și jumătate am ajuns să putem să demarăm acțiunea de implementare a proiectului prin atribuirea terenului și darea în folosință a terenului și în același timp ordinul de începere al lucrărilor. Vreau să vă spun că pentru aceasta sunt oameni, locuitori ai comunei Cumpăna, care necunoscând care sunt tehnicile de lucru sau care sunt, dacă vreți, pașii legali pe care trebuie care să îi îndeplinești. Nu țin de primărie, de fapt. Nu țin absolut deloc de primar, în primul rând, că ei critică și atacă primarul, în primul rând. Au criticat și au spus, copiii noștri nu învață într-o grădină. Ați promis, nu ați realizat. Încerc și explici pe rețelele de socializare, pentru că eu întotdeauna voi considera că nu să ies și să jignesc, ci doar să comunic legal, care mi sunt pași obligatorii pe care să-i fac, să comunic locuitorilor comunei Cumpăna că în primul rând eu sunt interesată să se realizeze, să se implementeze aceste proiecte, pentru că în calitate de om, vreau să mi se spună că n-am stat cu coțată pe scaunul acela de primar fără să fac nimic, odată. Și atunci am continuat lucrările, pentru că dacă abdicam și spuneam gata, am obosit, nu mai vreau, nu făceam nimic altceva decât să pierd. Dar nu pierdeam eu, pierdeau copiii noștri, adică viitorul nostru. Ori pentru aceasta, eu și în genunchi voi sta până când să reușesc să adun și să continui aceste proiecte până ajungem la finalitate. Nu e totul să găsești, zice, sunt fonduri europene. Comuna Cumpăna se situează pe locul 5 la nivelul României la accesare de fonduri europene. Fondurile există, important e să le și atragi. Absolut. Pe locul 5, oameni buni, din 2862 de comune ale României. Tocmai, eu nu pot să spun toată ziua bună ziua și să ies. Am crezut că nu este frumos să vin și să prezint, să intoxic populația comunei cu imaginile localității din anul 2000, când eu am devenit primar. Cum arăta Cumpăna în 2000 și cum este acum? Eu știu care sunt, cele mai... Hai să nu zicem cele mai mari proiecte. Haideți să spunem cele mai mari direcții pe care ați mers în primul din 2000 rând, până acum. În primul rând, nu exista canalizare decât pe șoseaua principală. Rețele de canalizare nu existau decât pe șoseaua Constanței și pe șoseaua Limănășteanu, care canalizare exista din anii 1970, pentru că acolo a existat fostul IAS, întreprinderea agricolă de creștere a ovinelor. Și acolo a fost canalizare. În rest, cele 130 sau 100 de străzi, să spunem, că restul le-am construit în timp, 100 de străzi din localitate, străduțe, da, nu aveau, nu exista. Au acum? Sunt toate acoperite? Acum, în proporție de 90%, comuna Cumpăna are rețele de canalizare. Nu avem, și mai există o altă specificitate a comunei Cumpăna. De-a lungul anilor, începând din anul 2005, am promovat hotărârile de Consiliu Local, apoi de introducere în intravilan a terenului agricol. Și locuitorii comunei Cumpăna, sau cei care au venit în comuna Cumpăna, știu că au cumpărat teren de la particular, deci la proprietarii de teren, pentru că cele 247 de hectare este o altă vatra satului, 247 de hectare. Nu vorbim de un cartier pe 10.000 de, pe 10 hectare, pe 20. Vorbim de 247 de hectare de-a lungul anilor 2007, 2009, 2013. Etape de introducere în intravilan, pa chiar și în 2017 a terenului agricol în intravilanul comunei. Este firesc ca la Cumpăna să fie permanent nevoie de aducțiune de apă, de canalizare, de electricitate, de gaze. Încă vă mai cere lumea să introduceți intravilan? Încă. E o presiune. Nu mai putem în acest moment, datorită
acestei aglomerări rurale. Aglomerări rurale. Nu aveți aici eoliene, nu aveți mari fabrici, nu aveți mari investitori, nu. Și așa mai departe. Și atunci, totuși, de unde vin banii pentru toate aceste din proiecte? Din fondurile europene, ministeriale, guvernamentale și dintr-o parte de cofinanțare din bugetul propriu, din bugetul local. Deci doar așa reușiți să faceți mari din proiecte. Din banii de taxe și impozite achitați de către proprietarii de locuințe, de terenuri din comuna Cumpăna, noi nu reușim să achităm iluminatul public, iluminatul stradal, funcțiunea instituțiilor de învățământ, deci educație, sportive și de sănătate. Nu reușiți? Nu. Bugetul propriu al comunei Cumpăna în anul 2019, fundamentat conform hotărârilor de taxe și impozite, pe care taxe, impozite, unii dintre locuitori le-au criticat și le-au criticat pe cele la mijloacele de transport. Sunt, deci, bugetul total de 1.200.000 de euro. Atât! 1.200.000 de euro e bugetul realizat 100% să fie încasat. Dar, din păcate... Mai sunt și răuplatnici. Vai de tot. Mine! Și, din păcate, la Cumpăna, în procent de 68% erau la data de 30 septembrie achitate, în procent de 68%. Ferească Dumnezeu să rămână acest procent, pentru că dumneavoastră vedeți, bugetul național, guvernul, Ministerul Finanțelor, gândește politici în care să cofinanțeze, să susține de la bugetul central în procent de cât ai încasat tu. Dacă tu, administrație publică locală, ești o administrație vretnică care ți-ai încasat în procent de 100%, vei primi și tu, conform formulei acceptată la nivel guvernamental, același procent. De ce nu-și plătesc oamenii taxele? Pentru că unii dintre dumnealor, din păcate, consideră că au timp. Și ce dacă vor plăti penalități? Alții consideră, plătesc în ultima lună anului, ce trebuie să folosesc acel procent de diminuare care este acceptat până la luna martie sau mai departe? Nu. Alții, cu durere în suflet o spun, poate că nu au găsit locuri de muncă. Însă, eu, administrație publică locală, care prin serviciul de asistență socială mă străduiesc și caut la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă locuri de muncă disponibile, ca să informez locuitorii comunei Cumpăna, ce vin și spun, am nevoie de loc de muncă, și când văd că există locuitor care spune, din păcate al meu, pentru 1.500 de lei, adică 15 milioane vechi, pardon, nu mă mișc de acasă. Stau și aștept ajutorul social. Ori eu, de acum, deși primar, social-democrat, am spus clar, nu, din moment ce ți-am oferit loc de muncă, Și l-ai refuzat, tu nu vei mai primi ajutorul social. Ați implementat deja chestia Absolut. Asta? Absolut. Tocmai astfel, prin această metodă, la nivelul comunei Cumpăna, din cei, spuneam încă o dată, 15.417 locuitori, cât erau pe ajutor social? Nu avem decât 92 de dosare de ajutor social. 92! Cât și erau înainte? Vai de mine! La Cumpăna, cel puțin de atâția ani de zile, n-au depășit niciodată mai mult de 104 dosare. Pentru că tot timpul am făcut acest lucru. Nu doar așa cum spuneați dumneavoastră. Nu vă pierduți în an electoral. Poate că i-am pierdut. Dar e mai bine pentru localitate. Dar decât să fiu primarul unor oameni certați cu disciplina, certați cu munca și stând la mână întinsă cerșetori, mai bine nu. Comuna Cumpăna este comună de oameni gospodari, de oameni care s-au străduit să-și crească copiii în credință, în cumințenie și, cred eu, într-o educație sănătoasă. Pentru că, indiferent că ne-am născut, am crescut la Cumpăna, că suntem mutați de 10 ani, de 15 ani, de 3 ani, de 5 ani, nu am venit aici ca și cerșetori. Venim la Cumpăna într-o comună în care este o comună dormitor. Aici doar să vii să dormi, că de fapt lucrezi oriunde, numai în Cumpăna, nu. De ce? Pentru că au gândit că și la Cumpăna pot să apară plombe. Da? Că sărim de la una la alta. Plan urbanistic general al comunei.
samsarii de terenuri care vin și cumpără și te obligă și spune, am relații, am pile, vreau să construiesc. Cât mai e terenul la cumpăna? Păi, din ce știu eu, din contractele pe care le semnez, încheiate la notariatul de la cumpăna, bineînțeles că acolo nu se declară prețul real, dar 60 de euro este un preț care se uzitează. Acolo unde în zonele avem absolut toată infrastructura, canalizare, apă, gaz, electricitate, sunt 80 de euro prețurile pe metru pătrat. Știu că sunt în localitate unde se vând și cu 40, pentru că nu au toată infrastructura, una dintre ele lipsind. Oamenii le cumpără acolo și după aia plâng și strigă, primăria nu face, primăria nu dege, primăria... Uitați, vedeți că le știți mai bine, am greșit. Am introdus în Intravilan în anul 2005-2007 aproape 100 de hectare, fără să mă gândesc că mi-a găț un pietroi de gât ca primar. Un pietroi de gât pentru că acolo s-a cultivat până în ultima clipă. Porumb, grâu, orz, ovăz, neexistând infrastructură deloc. Erau ani în care nu aveam infrastructură nici în vatra veche a satului. Și atunci erai pus în situația de a alege. Unde te duci? Acolo unde ai trăit, ai crescut? Sau te duci în cartierele noi, pe care le-ai înființat? Și am împărțit investițiile și într-o parte și într-alta, primind acuzele locuitorilor vechi ai comunei, a, te-ai dus și ai dat miliardarilor care au venit la Constanța. Ori eu am spus, datorită acestor miliardari crește comuna, datorită pentru acestor oameni... Pentru că ei își plătesc taxele și impozitele, exact. Nu vin la mână întinsă. Acești oameni au venit în comuna noastră să construiască case frumoase, să străjuiască șoseaua Constanței stânga-dreapta, așa o visești acum, cu case, parter plus mansardă, parter plus etaj, așa le văd, aliniate, cu curticele frumoase, cu grădini frumoase. Toți acei oameni au venit în localitate cu gândul de a avea o floare, o piscină, un gazon, ceea ce ne dorim, civilizație. Însă eu nu i-am uitat pe locuitorii cu care m-am născut și am crescut la cumpăna. Crescătorii de animale, o spun de fiecare dată. Soțul meu este un om care a crescut în familie cu animale, așa crește și el astăzi. Însă ne-au înțeles și i-am mutat la marginea localității. Ca să nu deranjeze pe alții. 3 km de localitate de case, da? Casele din centrul comunei și acolo își cresc animalele. Avem însă, din păcate, un caz care crește în fața geamiei, în mijlocul localității. Și ce puteți să faceți? Să ai fetmi. Vreau să vă spun că astăzi, și sunt 19 ani, abia în anul 2019, vecinii, locuitorii comunei, au avut curajul să semneze și să-mi ceară să facem orice, să scoatem animalele care sunt crescute în... Ce puteți să faceți acolo? Am făcut adrese, am pierdut un proces în 2016, susținut acest crescător de animale de doi consilieri locali, Solomon Constantin și încă unul de la PDD era la vremea respectivă, nici nu mai știu cum îl cheamă la vremea asta, s-au dus în instanță și au spus primarul comunei nu-l lasă un om gospodar al comunei să trăiască, îl amendează. Ori nu țineau cont de faptul că nu e campanie electorală, dumneavoastră vorbeați, ci că e mizeria pe care o face. Mirosurile de toate cele. Acel locuitor al comunei, care este de etnie musulmană și pe care eu îl respect ca om, că este născut, crescut la cumpăna, a avut un incendiu unde au ars animale. Toate instituțiile statului au spus doar, e obligația primăriei să-l amendeze până îl expulzează, până și instanța dacă știi de cauză. Și plătește amenzile dacă îl aplicați? Bineînțeles că are, de la an la an, penalități și penalități pe care tu ești obligat să te încarci cu ele. Aceasta e legislația. Am dat în judecată pentru aceste penalități. Până acolo ajungem. E lupta pe care o avem. Că mi-ați spus de o comună curată, de o comună unde trebuie să se respecte. Este o comună europeană. Păi noi ne străduim, dar dacă locuitorii ies din comună, lăsând la o parte ca acela în fiecare dimineață și seară 40 de capre, oi, după ce le scoate din cuștile închise, le plimbă pe șosea și le duce la păscut în zona în care locuiește, refuzând să primească în zona unde au fost atribuite terenurile pentru microfermă, el dorind să fie microferma lui în zona în care locuiește, nu cumva să se miște cu ele, da? E, vreau să vă spun că avem locuitori care ies frumos, parfumați, gătiți, dar iarba este în fața curții, gunoaiele le apar în fața curții. Avem locuitori care pleacă spre Constanța și deschide fereastra,
aruncă sacoșa cu gunoaie stânga-dreapta. Din păcate, și serviciul de salubritate, pentru că avem serviciul de salubritate, colectare selectivă la nivelul comunei Cumpăna, zilnic între bifurcație și comuna Cumpăna, deși drumul nostru și anul acesta, în 2019, am fost obligată să cheltui bani pentru amplasarea a două totemuri unde să se vadă unde e granița cu comuna Agigea, unde e granița cu municipiul Constanța. Însă, administrația publică locală Cumpăna, primarul comunei Cumpăna, este înjurat când sunt gropi, dar n-au fost, ne-a ajutat Dumnezeu, când sunt gunoaie, dar mai ales la dezăpezire. Mai ales la dezăpezire, doar primarul de la Cumpăna dezăpezește drumul acesta, că n-are importanță ceilalți colegii mei. Vă referiți la drumul care face legătura cu 39 giratoriul de la Constanța. Cu giratoriul de la Constanța. 39 e, nu e în totalitate al comunei Cumpăna. Aparține și municipiului Constanța și comunei Agigea. Și municipiul Constanța ce păzește? De ce municipiul Constanța, neavând încă locuitori pe latura din cartierul veteranilor de război al Constanței, nu se preocupă. Atunci n-avea de ce interes. Dar acum, când a înțeles după 10 ani de zile, 7 ani de zile, și colegul meu primar m-a ajutat să facem legătura dintre 39 e, dintre drumul despre bifurcație și strada Maestru Manole, abia acum este amenajată și ne chinuim de foarte mult timp, aștept să văd împlinit visul. Și realitatea comunii Cumpăna este aceasta, care are nevoie să avem o pistă de, o zonă de descărcare pe sensul la dreapta spre Eforie, deci prin imediat la bifurcație, să nu așteptăm cei care merg la Eforie să stăm în sensul giratoriu, ci să ieșim pe vechiul drum. Imediat, o pistă ne trebuie de accelerare la dreapta spre Eforie, da? Spre... și așteptăm, având toate avizele, să văd că se îndeplinește și acest obiectiv, am descongestionat încă o dată această cale de legătură cu municipiul Constanța. Este singura pe care o are comuna Cumpăna. Pentru că vorbim de căile de acces. Ați reușit, vă întrerup aici, ați reușit un lucru pe care nu l-a reușit niciun primar din județul Constanța și nu numai, chiar și din Călărea sau Ialomița, să obțineți un răspuns pozitiv pentru o legătură cu autostrada. Așa este, dar și acolo avem foarte multe piedici. În ce stadiu este această această licitație propozie? Pentru proiectul de execuție și construire a fost anulată, tot ca fiind neconforme în a doua etapă, în a doua etapă a licitațiilor de către CNAIR. Vă spuneam eu, Ministerul Transporturilor, ferească Dumnezeu și Maica Domnului, să aveți necazuri, oameni buni, cu asemenea companie națională. Muriți, dacă vă spun, că se mișcă lucrurile atât de greu, că dacă ar fi aici, la se talpa țării... Acum de când s-a schimbat guvernul sau și înainte? Întotdeauna, indiferent de guverne, indiferent de culoare politică, eu sunt răspunzătoare de ce afirm. Deci eu nu vă spun minciună și nici nu-mi pasă. Partidul meu se numește simplu Cumpăna. Eu fac politica cumpănenilor. Aceasta nu mă împiedică să fiu membru de partid, cum sunt în Partidul Social Democrat de 26 de ani. În același timp să-i criticați dacă nu fac lucruri. Acolo unde lucrurile nu sunt corecte, nu sunt reale. Și sunt două probleme majore, majore. Unul de interes național, pe care Ministerul Transporturilor, Guvernul României, pe care l-am reprezentat, nu le-au înțeles. Malul stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră, o durere, la care vreau să ajungem, o durere și nodul de descărcare pe autostrada 4. Nu e moftul Marianei Gâjul. Banii care vin, nu vin pentru comuna Cumpăna, doar vin pentru nivel național. Canalul Dunăre-Marea Neagră a înghițit peste 60.000 de tone de pământ, rezultate în urma prăbușirii. Da? Ce fac cei de la canale navigabile acolo? Au făcut și ei aceleași documentații și proiecte și documente care să le prezinte pericolul și pe care le-au înaintat Ministerului Transporturilor. Bun, i-au făcut acum câțiva ani, atunci când au făcut malul pe partea cealaltă, la Agigea, ele trebuiau făcute, și au rezolvat acea problemă? Absolut. Ele trebuiau făcute de-a lungul a 30 de ani. Nu doar de acum. Pentru că primăria Cumpăna a tot venit cu hârtii. Aveți grijă, oameni buni, se prăbușește malul, aveți grijă, oamenii sunt afectați. Din iunie 2018, și... din iunie 2018, ne aflăm în decembrie 2019, au fost alocați doar 5 milioane de lei față de 54 de milioane de lei care erau necesari
pentru consolidarea s-au malului. S-au apucat măcar de lucrări, da, acolo? Da, s-au apucat de lucrări, dar nu la nivelul consolidării străzii la suprafață, ci doar malului, jos, la bază. Și banii sunt insuficienți. Și am luat-o de la capăt, cu noul guvern. Pe data de 24 au fost alegeri prezidențiale. Pe data de 25 noiembrie, la ora 11.45, mă aflam cu dosarele în brațe, la guvern, la ministrul transportului, ministrul finanțelor. Ce răspuns ați primit de la ministru? Va fi prioritizată această nevoie a Comunei Cumpăna. Și am spus greșit, nu este nevoia doar al Comunei Cumpăna. Această stradă este administrată de Compania Națională a Administrației Canalelor Dunăre-Marea Neagră. Este în proprietatea Ministerului Transporturilor. E adevărat. Locuitorii a căror locuințe sunt în pericol sunt locuitorii comunei mele, Comunei Cumpăna, comună pe care o reprezint și de care răspund. Atât era durerea mea și este în continuare. Aștept cu înfrigurare și vreau să vă spun ceva. Ieri dimineață, e adevărat, cu 3 ore întârziere veneam de la Bruxelles, în fața mea să stea ministrul finanțelor. Când l-am văzut, primul lucru, domnule ministru, mă numesc Cutărică, sunt primarul Comunei Cumpăna. V-am prezentat pe data de 25 dosarul. Aveți grijă, domnule ministru, acolo acel canal se prăbușește, acel mal se prăbușește și pune în pericol canalul. Ce vă răspuns, ministru? Doamna primar, vom avea ședință de guvern, avem bani alocați la fondul situații de urgență. Vom aloca pentru Comuna Cumpăna. Aștept și eu să văd. Când e ședința asta de guvern? Ședința de guvern este stabilită miercurea, joia, în funcție de disponibilitatea. Și atunci în prima ședință ne putem aștepta să se întâmple minunea asta pe care așteptăm de timp? Ați fi primii care veți anunța că acest proiect este finanțat. Eu o spun răspunzătoare de ce spun acum în acest moment. Pentru că colegii mei, guvernanții, la vremea respectivă, nu au înțeles cât este de grav și cât este de important acest proiect. Nu ar fi pentru culmea Mariana să vă ajute un guvern PNL mai mult decât v-a ajutat. Eu vă contrazic și vă spun un lucru. Mariana Gâjou, primar PSD, de-a lungul mandatelor, a obținut fonduri de finanțare și pe documente, nu pe vorbe, în opoziție mai mult decât le-a obținut pe guvernarea PSD. Vorbim și despre politică la final, poate e cazul să vă schimbați partidul din punctul ăsta. Niciodată n-am să-l schimb, însă niciodată n-am să-mi schimb stilul de muncă. Colegii mei primari PNL au primit de asemenea finanțări în guvernarea PSD. Deci dacă tu, administrator al unei localități, te duci cu proiectul, îl susții, nu pleci de la ușă, tot timpul, pentru că trebuie să ți-l susții, nu l-am trimis acolo o hârtie și aștept să-mi vină banii. Da. Deci, vor fi dovedite aceste lucruri și sunt colegi PNL astăzi care au în derulare 5 proiecte cu finanțare Program Național de Dezvoltare Locală, PNDL. Mai multe decât un primar PSD. Da. Trecem de la un alt proiect despre care vreau să vorbim și care a fost finalizat în acest an. Este unul de care municipiul Constanța ar avea foarte mare nevoie, de care multe localități din județul Constanța și din țară ar avea foarte mare nevoie. Este vorba despre un proiect care nu numai că a fost făcut de la zero în Cumpăna, dar a fost făcut de la zero așa cum trebuie să fie făcut, și anume proiectul unui stadion, unei baze sportive, nu doar un stadion, o bază sportivă completă, cu locuri de vestiare, cazare și așa mai departe, tot ce aveți nevoie acolo, pistă de jur împrejur, terenuri, în folosul sportivilor de la Cumpăna, sportivi care, din reportajele pe care și noi pe Constanța News le-am realizat, fac deja performanță. Cum ați reușit să atrageți și finanțare și să faceți lucrul ăsta pe care și-l doresc atâția oameni, pe care Constanța, municipiul Constanța, nu-l are? Păi vedeți dumneavoastră, v-am spus, bugetul propriu al Comunei Cumpăna e de 1.200.000 de euro. Să fie încasat, bani... 100% să fie încasat. Cât a costat acest proiect? Deci, 1.400.000 de euro. Deci mai mult decât bugetul comunei. Mai mult, dar Comuna Cumpăna, an de an, dacă un singur proiect, campusul școlar, a fost 8,6 milioane de euro, un singur proiect, pe care l-am dat în folosință în anul 2016. El a fost realizat pe parcursul a 2 ani de zile, dar sunt din fonduri europene. Un singur proiect. An de an, Comuna Cumpăna a avut peste 4,5 milioane de euro. Deci,
în atrase la nivelul localității, neatrăgând acești bani. Noi nu avem posibilitatea. Eu îi aud pe locuitorii comunei Cumpăna care critică prețe, dar ce a făcut cu banii ei? A făcut cu banii noștri din taxe și impozite. Da, am făcut și cu banii dumneavoastră, dar am făcut dintr-o muncă pe care echipa, funcționarul public din primărie, scriu proiectele, atragem. Să atrageți fonduri externe. Exact, să atragem fonduri externe, atrăgându-ne poate consultanți, că sunt proiecte la care nu le poți duce singuri. Sunt proiecte care au nevoie de această susținere, așa și acest centru de tineret. Păi stadionul din localitate, pe care noi am deschis acum, Orășelul Copiilor, am început să-l organizăm încă din anul 2001. Am primit un milion de lei, nu euro, pe vremea aceea nu era, în 2001, de la Ministerul Dezvoltării și n-am făcut altceva decât să înlătur munții de pământ ce înlocuia, ce înconjurau acel stadion. Era ca și cum era granița, grănițuirea acelui stadion. Și apoi nimic. Și dacă eu n-am reușit, a fost firesc să mă zbat să găsesc altă sursă de finanțare. Când Compania Națională de Investiții, din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice astăzi, Dezvoltării și Administrației Publice Locale, finanțează baze sportive, eu cum să nu mă duc să prezint acel proiect? Și astfel am realizat proiectul, nu pentru Mariana Gâjul, ci pentru activitatea sportivă. Avem asociație sportivă Victoria Cumpăna, care n-a avut personalitate juridică, apoi club sportiv cu personalitate juridică Victoria Cumpăna, care are 15 secții sportive. Trebuie să fii tare mândră de ei, pentru că au și câștigat competiții naționale. Au fost competiții care au fost câștigate și în alte părți și aici, de către echipele din Cumpăna. Da, avem și vicecampion național la lupte greco-romane. Avem campion național la rugby. Avem campion, vicecampion național și aceștia sunt la Bruxelles, au venit în dimineața aceasta, au fost răsplătiți pentru acea izbândă de la Cupa Satelor, la mini-fotbal. Avem la gimnastică ritmică 8 campioane naționale. Oameni buni, vorbim de comună, nu vorbim de un oraș. Aici, în cadrul clubului, constanțencele noastre, micuțele de la 6 la 8 ani, au uimit România, fie la Arad, fie la București, prin medaliile de aur, de argint, de bronz câștigate. Cum să nu muncești, să nu cerșești pentru acești copii? Pentru mine, ei sunt baza. Vorbele urâte, în scrisurile care critică și chiar ale unor colegi ai dumneavoastră din mass media. E posibil ca într-o comună să nu se mai termine odată infrastructura asta? Da, e posibil. Da, este. Pentru când că se mărește. Tu, an de an, introduci dintr-avilan și apar străzi după străzi, străzi după străzi, cartiere după cartiere. Păi cum să le poți termina? Cum poți? Când nu există doar harta României, doar Cumpăna. E adevărat. Poate n-am făcut cât a trebuit, atât cât am promis. Pentru că și eu mi-aș dori să fie totul la superlativ. Și știți de ce? Numai pentru faptul că sunt femeie. Și știți foarte bine câtă critică a fost de-a lungul anilor. Și există, din păcate, azi pentru candidatura unei femei. Ce face femeia? Poale lungi și minte scurtă. Pentru faptul că am avut o echipă care a avut încredere în mine și muncesc zi de zi, noapte de noapte, cum e vorba. Indiferent că e viscol, că e ploaie, că e tot ce vreți. Da? Viceprimarul, de asemenea, e tot al Partidului Social Democrat. 13 consilieri locali sunt PSD-iști, doar 4 sunt PNL. Aceia, foarte mult, 80% s-au opus proiectelor comunei. Mulțumesc lui Dumnezeu că au trecut. Chiar pentru cele pentru sport de care vorbiți dumneavoastră acum. Dacă l-ați fi văzut pe Imoșanu Florin, care spune nu, ce atâta pentru clubul sportiv, ce atâta bani. El, președinte de partid, candidat la funcția de primar, ce atâtea bani pentru sport, ce ne trebuie atâta sport. Și care era motivația dânsului? Păi motivația e că se cheltuie prea mult pentru un club sportiv. De ce? Când avem nevoie de infrastructură. Da, avem nevoie de infrastructură, dar o societate care este bazată doar pe infrastructură, doar pe betoane, doar pe asfalt, fără educație, fără sport, fără sănătate, e bolnavă. Asta am învățat-o eu, mergând, ascultând politicile care se elaborează la nivel de Bruxelles, la nivelul comunităților europene, fie că vin din Polonia, fie că vin din Olanda, fie că vin din Spania sau din Portugalia. I-am ascultat pe oamenii aceia și am spus, Doamne, în direcția aceasta trebuie să merg și eu. Indiferent că mă critică locuitorii comunei mele, că am făcut drumuri fără să am trotuar,
Da, mă duc și cu trotuarul, dar să dea Dumnezeu să pot să mai fac o grădiniță cu program sportiv. Mă credeți? Să pot să mai fac o creșă, că acolo să ducă copiii. Nu e de ajuns aceasta pe care o vom da în folosință. Pe 30 aprilie trebuie să fie gata. Da? Da? 1 milion de euro. Se spune de ce, cum, de unde. Păi, oameni buni, sunt proiecte pe care trebuie să le accesăm. Deci, ca atare, voi continua să aduc mai departe, în paralel, educație, sănătate, social, să nu uităm socialul, și în același, dar social, nu să dau pomană, să dau de pomană, ajutor social, ci să construim încă un after school, să construim încă o bibliotecă, să construim acolo pentru copiii care n-au posibilitate să vină, să construim o altă locație care să însemne acel cămin de bătrâni, cămin pentru că la Cumpăna nu există și ne trebuie, și doar să mor să nu-l fac și pe acela. Dar ne trebuie și un centru de zi. Dar oamenii îmi spun, zice, ne-ați făcut un club al pensionarilor, dar nu vrem acolo în centrul comunei unde e sediul partidelor politice. Vrem separat de ei. Păi stai să găsim locație, stai să construim, că nu poți să construiești locație al pensionarilor din lemn și o să o pui în iarna, în mijlocul comunei. Trebuie să fie tot construită și o vom face. Deci nu trebuie să abandonăm socialul niciodată. Și concomitent cu acesta să mergem cu infrastructura mare, energia electrică. Și nimeni cred că n-a reușit la anvergură un proiect de genul acesta, și o spun eu, cu Enelul și cu Ongazul, care sunt stat în stat și iar sunt răspunzătoare de ce afirm. Fiecare primărie se bate cu ei. Nu, eu am reușit de data aceasta să-i atrag parteneri, să cofinanțăm împreună. E un lucru mare. Rețele de aducțiune de energie electrică în comuna Cumpăna, adică în cartierele nou înființate, să vină să susțină și Enelul, dar și eu. E adevărat, dar un sfert dacă îmi susține e ceva, că e baza de pornire. Deci, oameni buni, nu este ușor. Eu și acum am de pătimit, de nebunesc, cu întreruperile repetate ale furnizării energiei electrice. E de ajuns, clic, s-a aprins. Ți-a ars instalația electrică, ți-a ars electrocasnicul. Sau avem aici calculatoarele, de nebunim. Încă nu reușesc oamenii acestea să le dea de cap. Dar asta nu înseamnă că abandonez parteneriatul pe care l-am cu Engie, cu Enelul. Nu, mergem mai departe. Congazul, la fel, să vin alături, să facem un parteneriat. Deci este foarte greu atunci când tu îți iei o asemenea responsabilitate de a mări, încă o dată vă spun, suprafața intravilanului localității. De aceea am ajuns la soluția ca în hotărârile Consiliului Local să aprobăm introducerile în intravilan când s-au constituit proprietarii de teren. Primăria n-are nicio palmă de pământ, n-a avut și nu are la Cumpăna. Tot terenul a fost al proprietarilor. Cine dorește să se asocieze, să creeze o asociație a proprietarilor de teren cu introducere în intravilan, să o facă pe costurile proprii. Primăria asigură baza logistică. Primăria vine și încearcă, așa cum a făcut cu cei care sunt de 94 de hectare de-a lungul autostrăzii A4 la ieșire din Cumpăna, sunt, 89 de hectare de teren introduse în intravilan, n-au fost capabili să ducă până la capăt și am preluat noi, administrația publică locală, dar am preluat-o după 4 ani de zile când acest oameni încearcă să-și introducă. Și atunci când am găsit și noi portița unor fonduri europene, că altfel n-aveam de unde, cu banii noștri. Dar atunci când am văzut că există portița de introducere, de cadastrare, că există la nivel național cadastrarea extravilanului prin fonduri europene, automat ne-am dus, avem și noi. Și ne ajutăm locuitorii noștri. Da? Însă aceea... Faptul că oamenii vin aici înseamnă aduc impozite noi pe care le plătesc la Absolut. Primărie. Aduc bani în plus pentru desfășurarea tuturor acestor activități. Da, dar acești oameni, pentru că din păcate avem și din cei care vin în comună, au impresia că au venit într-o comună cu niște țărani înapoiați, unii dintre dumnealor, care au obligația să-i respecte ca pe niște zei, să le apere proprietatea, să le facă fără ca dumnealor să comunice de la același nivel, de la vecin la vecin. Le-am transmis acest lucru și cu tot respectul le spun
până să te ajute neamul, te ajută vecinul. Eu știu că avem în comună și cetățeni, din păcate, certați cu legea. Au distrus, au furat. Am tot solicitat în nenumărate rânduri creșterea numărului de salariați la postul de poliție național, unde la nivel național este o problemă, nu doar în comuna Cumpăna. Câți polițiști aveți în localitate? Avem în localitate pe hârtie 4. Pe hârtie au mai rămas atâția. 4 din pentru 19, pentru 15.000 pentru 18.000 de localnici. Da, pentru că vedeți dumneavoastră, este situația încât aceștia nu pot să asigure serviciul de noapte în permanență. Trebuie să aștepte de la secția 1, în secția 1 Poliție Constanța, fiind arondați Valul Traian, care e la fel de mare ca și comuna Cumpăna, și comuna Agigea, care și ea vine din urmă. E adevărat, nu are la nivelul la care are Cumpăna și Valul Traian. Între Cumpăna și Valul Traian există o diferență de câte 200 de locuitori. Rețineți, sunt mari localități, mari, care, așa cum ați spus, mai depășesc orașele. Da. Mai mari decât orașele. Deci o altă cauză. Și locuitorii noștri din Constanța care s-au mutat, unii dintre ei au fost atacați de hoți când n-au fost aici, n-au lucrat, n-au locuit în permanență, nu și-au asigurat. Aceia nu sunt în totalitatea comunei Cumpăna. Apropierea de zona liberă a portului Constanța, portului Agigea, apropierea de Constanța fac ca și hoții să-și găsească dormitor la unele din familii din Cumpăna. E o luptă pe care o duce împreună Poliția Națională cu Poliția Locală, care are 11.000 de salariați, 11 salariați. Atâția avem noi funcționari în cadrul Poliției Locale. Și spuneam că această infrastructură trebuie realizată încet, încet și cu banii pe care îi pun proprietarii de teren. Pe șoseaua Constanței, față în față cu fabrica de înghețată, avem un dezvoltator imobiliar care consideră că a cumpărat teren de la proprietar și că poate să facă acolo pe plus 8. Păi nu, frățioare, Cumpăna are un alt regim de înălțime față de Constanța. Deci noi am avut, la fel ca pe plus, da, 3, cât ați văzut aici la nivelul blocurilor existente în comună, încă din anul 1978 construite, când a fost rămutat statul Straja. Noi păstrăm acest regim, repet, prin hotărâre de Consiliu Local avem desmembrări la 400 de metri suprafață, în care 37% să fie potul, da? de ocupare al terenului de construite. Nu există ca tu să-ți permiți să vii să faci dezmembrări de 150 de metri, 170 de metri, 250 de metri și tu să vrei să poți să construiești pe fiecare parte, în porțiune în parte, să vinzi, indiferent cum. Nu. Avem asemenea situații unde s-au permis către părinte, către copil, frate între frate, rude, care prin declarație notarială au făcut acte, dezmembrările, și să se înțeleagă, să nu trebuiască să am eu acuze că am făcut afaceri cu constructorii de locuințe ca să poată cu imobiliarii, niciodată. Un lucru care tot apare în discuțiile din online și, apropo, vreau să vă întreb înainte de orice, aveți cont pe Facebook? Nu. Vă spune cineva ce se întâmplă, ce se discută acolo, ce se dezbate sau știu ce acuze vă sunt aduse în mediul online? Sunt oameni care vin și îmi spun aceste lucruri, pentru că este firesc să fie așa, însă dacă le-aș asculta și dacă le-aș vedea pe fiecare... N-ați mai avea timp de lucru. Exact. Când, cum, ori energia mea se îndreaptă către ce am de făcut, către proiecte, restul, fiecare coleg al meu, în domeniile de specialitate, că e la investiții, că e la registru agricol, că e la juridic, are obligația profesională să răspundă acelor întrebări, acelor critici pe care le au. Vin și completez cu proiectele. Aceasta este obligația mea. Pentru că, din punctul meu de vedere, primarul, ordonatorul de credite, nu trebuie să stea în birou, nu trebuie să stea în primărie.
primarul trebuie să meargă, să alerge, să vadă unde există sursă de finanțare, ce proiect, ce axă nouă s-a deschis, care este asociația, parteneriatul cu organizația non-guvernamentală, cu instituția publică, locală, județeană sau centrală, cu care să închei parteneriate ca să duc la bun sfârșit proiectele comune. Eu cred că toate aceste critici sunt bune și pentru că vă dau idei de ce ar trebui să faceți în continuare până la urmă. Absolut. Și atunci nu trebuie să le priviți neapărat ca pe critici, ci ca pe idei aruncate într-o formă care poate uneori nu este cea mai potrivită. Poate uneori omul supărat fiind folosește niște cuvinte care poate nu le-ar folosi într-o discuție față în față, ascuns în spatele unei tastaturi, altfel comentezi, altfel descrii toate aceste lucruri și altfel arunci cu acuzațiile. E bine, toate aceste lucruri se pot transforma în proiecte. Sunt convins că vă puteți inspira chiar și în aceste acuze, dacă le putem să le numim așa, și să generați noi proiecte și să atrageți noi fonduri pentru localitate. Întrebarea mea ar fi, există totuși lucruri care vă stau pe suflet pentru că nu le-ați realizat încă, lucruri la care vă gândiți sau poate, eu știu, v-ați dori să existe ceva, dar n-ați putut până acum să realizați și, eu știu, aveți de acum înainte de gând să le faceți? Cu siguranță există și pentru că nu trebuie să iau eu mult timp din spațiul acestei emisiuni, dar nici nu trebuie să mă plâng că nu-mi place lucrul acesta, vreau să vă spun doar atât. Îmi pare rău că în acest moment Comuna Cumpăna are încheiate contracte semnate, în derulare ele, aceste proiecte, 3 proiecte de pietruire, asfaltare, drumuri în Comuna Cumpăna. Proiectul care doare cel mai mult. Însă, vremea neprielnică care a venit odată. Dar nu poți să asfaltezi pe ger. Asta așa, clar, nu poți asfalta pe ger. Dar am pierdut și o lună de zile aproape cu schimbările dintre un guvern, preluarea de către celălalt guvern. Și e firesc ca celălalt guvern să analizeze care este stadiul programelor naționale de dezvoltare locală. Doamne ferește, USR-ul spunea să desființeze programul național de dezvoltare locală. Dar PNL-ul a spus nu, îl vom menține. Ba din potrivă, la discuția de pe data de 25, a spus și dumnealor, vor să continue să demonstreze că pot continua cu un PNDL 3, deci o altă etapă, spunând că s-a pierdut o lună de zile când nu au venit banii pentru lucrările de pietruire și asfaltare de drumuri ca să pot să continui această execuție în Comuna Cumpăna. Păi sunt 49 de drumuri în Comuna Cumpăna care sunt în aceste proiecte. Mi-a rămas strada Bujorilor, unde s-a turnat asfaltul doar pe un singur sens de circulație. A rămas strada Daliei, a străgat strada prelungirea Macului, au rămas străzi unde sunt pregătite, pietruite cu macadam până la asfaltare. Nu am putut să le asfaltăm. Și toate, să le faceți din primăvară. Și toate acestea vor urma în primăvară. Vă vor spune, le face înainte de campanie. Și aceasta o vor spune, dar să dea Dumnezeu în fiecare an electoral să avem cu zecile de miliarde bani să putem să facem în an electoral. Le readucem. Însă pe mine mă doare altceva. Pentru că, din păcate, sunt critici nefondate, răutăcioase. Apropo, de ce n-am Facebook? Păi ce vreți, doar așa să-ți consumi energia uitându-ne la acelea? Nu! Avem cu siguranță și comentarii de unde învățăm și ne ducem mai departe și lansăm alte proiecte. Dar majoritatea, 80%, sunt cele care doar critică și măcar dacă ar fi vorbit gramatic, ar fi scris gramatical. Însă vă spun comentariile. Candidatul nu știu cărui partid locuiește pe strada aceasta. Datorită acestui fapt nu se asfaltează strada. Deci o scrie în mod tendențios. Așa faceți dumneavoastră proiectele? Le o minte bolnavă. Timp de 4 ani în funcție de unde stă un candidat, deci, sau altul? O minte bolnavă poate să scrie așa ceva. O minte bolnavă poate să-și lanseze în spațiu public și să încerce să inoculeze locuitorilor comunei și-au imediat 10 de like-uri. Ce eu din contră, aș asfalta strada și și pe unde stă candidatul cât are, pentru că ca să vadă și el că se face lucrul ăsta și că se face în timp cu toate celelalte străzi. Nu poți să iei o stradă din câmp să o asfaltezi prima și pe aia să le iei pe toate celelalte rând, pentru că și ele se fac într-un rând și, așa cum spuneam mai devreme, este vorba despre un proiect care trece prin niște etape timp de 3-4 ani, dacă mai are și contestații, poate chiar și mai mult. Nu e ceva ce a apărut un candidat peste noapte acum și tocmai la el n-am asfaltat. Ne-am gândit noi acum 4 ani sau 3 ani sau 2 ani că acolo va sta un candidat și din cauza asta n-am asfaltat. Deci să știți dumneavoastră că niciodată, Doamne ferește, și mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a ținut mintea pe cap, pe umerii mei, bine, capul pe umeri, să nu mă trezesc
judec cu patimă, că judec să fac lucrurile așa. Niciodată n-am făcut așa. Ba din potrivă, trebuie să se înțeleagă că dacă am avut campusul școlar, am dus străzile către campus, am avut, acelea da, sunt realizate pe un teren, într-un cartier nou înființat, am avut amplasamentul pentru stadion centenar 2018, pentru că așa se și numește acel complex sportiv. Am dus străzile de acolo, deci le-am legat de obiectivele de investiții pe nu care le aveam. Nu poți să faci un stadion undeva în câmp și fără să ai cale de acces. Până acolo nu poate să ajungă autocarul cu sportiv pentru că nu avem pe unde. Exact. Exact. E foarte dificil să mulțumești și am spus, am realizat infrastructura și în zonele vechi și în zonele nou înființate. Deci este firesc să facem acest lucru și vreau să vă spun că răspunsul meu pentru că acei locuitori este da, cu prioritate, dar avem zonele de la veterani unde ne-au rămas de asemenea străzi care nu au putut fi asfaltate. Deci nu există doar o anumită stradă, că acolo locuiește candidatul. Trebuie să faceți listă cu toți candidații unde locuiești să le faceți străzile. Așa trebuie să fac, da? Așa voi face. Așa vom face pentru a demonstra într-adevăr că nouă nu ne pasă de candidaturi, nouă ne pasă de proiectele trainice care să reziste în comuna noastră. Ne apropiem de final și vreau neapărat să intrăm într-un subiect pe care l-am atins puțin așa, și anume partea de politică și de ce se întâmplă cu dumneavoastră mai departe. Nu vreau să amintez neapărat de un anumit personaj care scria pe Facebook că vrea să vă scoată la pensie. Ce le spuneți oamenilor? Candidați mai departe, duceți mai departe toate aceste mari proiecte, dar și cele mai mici, dar importante pentru comună. Le duceți mai departe? Mai vreți să mai candidați să fiți aici primarul comunei Cumpăna? Vedeți dumneavoastră în omul Mariana Gâjul, un om care se iasă la pensie? Nu, încă tocmai asta m-a surprins. Păi și atunci, același răspuns îl dau și acelui locuitor al comunei Cumpăna, care dorește să mă scoată la pensie, cum spune dumnealui. Eu voi lucra împreună cu o echipă în cadrul primăriei, consilieri locali, locuitorii comunei Cumpăna, pentru a duce mai departe proiectele de dezvoltare durabilă a comunei Cumpăna. Eu iubesc munca pe care o fac și am spus, nu am societăți, nu am afaceri, nu am pământuri, nu am ce să gestionez. Nu trebuie așa ceva, ci doar să construiesc împreună cu locuitorii comunei Cumpăna pentru copiii comunei Cumpăna și pentru noi. Pentru că am și declarat-o. Din moment ce fiul meu, când în 2017 s-a căsătorit și a hotărât să rămână acasă la Cumpăna, să-și construiască casă la Cumpăna, să-și crească copiii în comuna noastră. Deci este firesc să mă bucur și să-mi doresc ca tinerii comunei Cumpăna să-și construiască case la Cumpăna, pe terenul comunei Cumpăna pe care îl dețin familiile dumnealor, părinții dumnealor, și să creăm infrastructură pentru ei și să fim o comună lipită de municipiul Constanța, o comună făcând parte din zona metropolitană Constanța, dar care să fie exact după standarde europene, așa cum le-am văzut eu în Uniunea Europeană, unde reprezint, repet, cele 2862 de comune ale Asociației Comunilor din România, și unde, vă spun încă o dată, atâta energie și atâta voință care vine din mine, credința pe care o am în primul rând pentru bunul Dumnezeu să ne ocrotească comuna, speranța că locuitorii comunei Cumpăna nu au uitat nici ei băștinași cum arăta Cumpăna în 2000, cum arată Cumpăna astăzi, chiar pentru cei care au venit acum 2 ani, acum 3 ani, că doar am oficiat cununia unui tânăr care scrie pe rețelele de socializare tot felul de acuze și lucruri murdare. Pentru mine nu-i fac cinste. Eu nu-i răspund cu aceeași monedă, ci spun, tinere, haide împreună să muncim pentru comuna Cumpăna. Hai să creem tot ceea ce înseamnă climat de omenie, de respect și în același timp de pace, că tot timpul acuzele, mizeriile nu fac altceva decât să înrăiască și să atâțe, vorba românului, român împotriva românului, ceea ce nu este bine.
Dar ce m-a speriat cel mai tare, copil împotriva părintelui, frate contra frate. Aceasta nu este specific, acesta nu este specificul Comunei Cumpăna. Bun, și deci bineînțeles, mergem la un nou mandat, la un nou mandat, pentru că mandatele se succed, dar în urmă lasă ceva. Și proiectele se vor vedea a fi și mai ambițioase. Pentru că spuneam că ați început cu Orășelul Copiilor, Doamne, magie, speranță, fericire. Păi eram noi, adulții, bucuroși aseară. În fiecare seară mă duc acolo. Am spus-o din prima clipă. La anul, pe acel stadion, vom avea și scena, centru civic al comunei. Pentru că e proiectul câștigat. Proiect câștigat care se construiește începând din primăvara anului. Oprim porțiunea unde vom avea patinoarul. Și atunci când veți vedea patinoarul, caruselul, toate locurile acelea de joacă, într-adevăr, va fi un orășel al copiilor, așa cum spunem noi, ca afară, dar așa cum ne-l dorim fiecare cumpănean în sufletul nostru. La mulți ani, cumpănenii mei dragi, și vă mulțumesc din suflet pentru încrederea acordată de-a lungul anilor, indiferent că v-ați mutat acum un an sau că sunteți născut, crescut la Cumpăna, noi suntem frați în comuna noastră și noi împreună muncim, gândim pentru binele copiilor noștri. Pace, liniște, bucurie în familia fiecăruia dintre dumneavoastră. Bucuria dumneavoastră este mulțumirea mea sufletească că muncesc cu oamenii, pentru oameni. La mulți ani Cumpăna, la mulți ani România! Și eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit pe parcursul acestei emisiuni. Sunt convins că toate aceste subiecte sunt de interes pentru cumpăneni și pentru cei care vor să se mute aici, vor să plece din Constanța și să găsească o zonă mai frumoasă, mai bine amenajată, o zonă în care să se desfășoare, nu într-un apartament, ci într-o curte cu flori, așa cum ne spunea doamna primar. Vă invit să ne urmăriți în continuare pe Constanța News. Vă invit să lăsați întrebările dumneavoastră, întrebări atât pentru doamna primar, cât și pentru alți primari sau alți conducători de instituții din județul Constanța. Vom intra în discuții cu toți aceștia și vom încerca să-i aducem aici în fața dumneavoastră pentru a le prezenta, eu știu, problemele, nelămuririle, întrebările dumneavoastră și pentru a încerca să găsim răspunsuri de fiecare dată. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună.